venit la sărbătoarea Bucovinei. De ziua Bucovinei, Rădăuțul s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare. 28 noiembrie 1918, ziua în care s-a proclamat unirea Bucovinei cu România. Vom deschide evenimentul cu slujba de pomenire a patriotului bucovinean Iancu Flondor, oficiată de părintele George Mironescu, părintele Ilie Sfârnaciuc și părintele Nicolae Vârtea. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le plinești misterul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sărășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate înțelăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește, Mântuitorule, și sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-le pe dânsele într-o viața cea fericită, care este de la Tine, iubitorule de oameni. Pentru odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletele robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care le Te-ai povărit la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați, însuși și sufletele adormiților robilor Tăi le odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să mântuiască și sufletele adormiților robilor Tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, ne rugăm pentru odihna adormiților robilor lui Dumnezeu, Iancu, Tudor, Constantin și a tuturor celor care au participat la unirea Bucovinei cu țara, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor nedrepti, se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, Doamne,
Dumnezeul duhurilor și al tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însă-ți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, Ian cu Tudor Constantin, dinpreună cu toți cei care au participat la unirea Bucovinei cu țara, odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă. Că nimeni nu este viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cucernice, Părinte, binecuvintează! Cele ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților robilor săi, Iancu, Tudor și Constantin, cu tot neamul lor ce l-a dormit, în corturile dreptilor să le așeze, amin. În sânul lui Avram să le odihnească, amin. Cu dreptii să le numere, amin. Iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și de oameni iubitor. Fericită adormire veșnică odihnă de Doamne sufletelor adormiților robilor tăi, Iancu, Tudor, Constantin și toți cei care au participat la unirea Bucovinei cu țara, dinpreună cu tot neamul lor cel adormit, cele fără, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Că, Doamne, veșnică pomenire, veșnică neam să fie pomenirea lor și refălor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Onorată asistență, ziua de 28 noiembrie este o zi sfântă pentru bucovinenii de pretutindeni. Este ziua în care, acum 105 ani, se semăna sub streașina catedralei din Cernăuți, în sala sinodală a Palatului Mitropolitan, actul de unire necondiționată și pe vecie a Bucovinei cu regatul României, patria mamă. Acest eveniment
reprezintă împlinirea unui ideal care a caracterizat viața bucovineană timp de un veac și jumătate, împlinire care nu s-ar fi concretizat fără providența dumnezeiască. Slujba de pomenire pe care am săvârșit-o în cinstea tuturor înfăptuitorilor Unirii, dintre aceștia evidențiindu-se Iancu Flondor, artizanul Unirii Bucovinei, are menirea să înveșnicească amintirea faptelor de vitejie ale românilor bucovineni și totodată să actualizeze virtuțile pe care i-au caracterizat pe aceștia, precum demnitatea, curajul, devotamentul patriotic, statornicia, virtuți cu atât mai necesare astăzi. Unirea reprezintă, după cum afirma Nicolae Iorga, citez, întruparea unui drept câștigat din moși strămoși, care trebuie să ne inspire în fiecare moment, ajutându-ne să deosebim căile cele bune care trebuie scurmate, de căile rele împotriva cărora orice conștiință românească trebuie să se îndrepte cu hotărâre. Am încheiat citatul. Cu fiecare an, aniversările istorice, cu lumina și învățăturile lor, se înscriu activ în viața și lucrarea noastră. Ele nu sunt numai niște momente trecătoare, ci adevărate și trainice legături cu începuturile și izvoarele din care își trage ființa neamul românesc. Bucovina, numită de Mihai Eminescu vatră strămoșească și începătura neamului românesc, își cinstește astăzi patrioți înțelepți și curajoși care au luptat pentru un ideal sfânt, au alcătuit rezoluția de unire a Bucovinei cu regatul României și au exprimat starea sufletească prin chiote de bucurie la aflarea veștii și au mulțumit lui Dumnezeu pentru împlinirea unui vis. De pe această creastă a meleagurilor românești din Dulcea Bucovină, îi pomenim cu drag pe cei care au înfăptuit unirea Bucovinei cu patria mamă și ne rugăm ca Dumnezeu să le înscrie numele în cartea vieții celei veșnice. Amin. Vă mulțumim, Părinte! În continuare, îl invităm pe domnul director, Adrian Puiu, care ne va vorbi despre însemnătatea zilei de 28 noiembrie, ziua Bucovinei. La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România! Onorată asistență, sărbătorim astăzi pentru a 105-a oară momentul deosebit de sărbătoare al Bucovinei, momentul în care Bucovina a revenit la patria mamă. După 144-145 de ani de stăpânire austriacă, habsburgică, într-un context istoric, politico-militar extrem de complicat, de complex, românii bucovineni au reușit să-și împlinească idealul pentru care luptau deja din secolul al XIX-lea. Revenirea la trupul patriei mamă, Moldova istorică și noul regat al României. Ocupată în 1775, în urma tratatului de la Cuciuca-Inargit dintre marile puteri central și este europene, în urma unui nou conflict ruso-turc, iar Austria a fost recompensată cu Bucovina pentru neutralitatea pe care și-a manifestat-o în războiul respectiv. Pe parcursul secolului al XIX-lea, Bucovina, organizată inițial ca parte a Galiției, ulterior din a doua jumătate a secolului ca provincie distinctă, Ducatul Bucovinei, în cadrul Imperiului Habsburgic, deși confruntată cu un intens proces de deznaționalizare, populația românească ajungând să reprezinte doar 33% din locuitorii provinciei, fiind depășită ca număr de ruteni, într-un mozaic etnic și religios, 12 naționalități și 10 confesiuni, românii au reușit să-și păstreze identitatea etnică, culturală, religioasă, beneficiind în acest sens de o pleiadă de intelectuali, între care, cu siguranță, ar trebui să amintim nume precum Iraclie și Ciprian Porumbescu, familia Hurmuzachi, a cărei moșie de la Cernauca a fost loc de refugiu pentru revoluționarii de la 1848 din Moldova,
unde Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandri, Alexandru Ioan Cuza și-au găsit refugiu și au continuat proiectele revoluționare care vizau, în primul rând, unirea tuturor românilor. Astfel, pe parcursul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea și personalități din regat, și am putea aminti, evident, pe Mihai Eminescu, momente deosebite, precum Marea Serbare de la Putna din 1871, au contribuit la păstrarea ființei naționale a românilor în Ducatul Bucovinei. Apropiindu-se sfârșitul secolului al XIX-lea, România a început să se organizeze și politic, astfel încât noi personalități, precum Iancu Flondor, Ion Nistor, Dionisie Bejan, Sextil Pușcariu, Vasile Botnărescu, au militat pentru ființa românească din Bucovina. În contextul izbucnirii primului război mondial, și mă refer aici spre finalul războiului, când situația politică și militară în vara lui 1918 era extrem de complicată, Rusia se retrăsese din război învinsă, dar avea și ea pretenții asupra teritoriului, Austro-Ungaria încă făcea parte dintr-o tabără care nu fusese învinsă, puterile centrale, iar România încheiase dificila pace de la București din primăvara lui 1918, prin care practic se declara învinsă în fața puterilor centrale, dar evoluția frontului din toamna lui 1918 și eforturile naționale ale românilor, care n-au fost deloc simple, într-un context de competiție, aș putea spune, cu celelalte naționalități ale provinciei și în principal cu intenția de a se crea un nou stat ucrainean, dar și intenția autorităților și speranța autorităților habsburgice de a păstra integritatea Imperiului măcar sub o formă federală, astfel încât existau mai multe ipoteze de evoluție și organizare geopolitică a părții Europei la sfârșitul primului război mondial. În acest context extrem de complicat, românii, care au fost extrem de activi, au reușit să alipească Bucovina la România, beneficiind evident și de sprijinul statului român. Astfel, Adunarea Națională Românească a militat intens pentru unirea Bucovinei cu România. Astfel, comitetul condus de Iancu Flondor a ținut legătura permanent cu guvernul de la București, mai întâi al lui condus de Alexandru Mearghi Roman, apoi de Constantin Coandă, iar delegația trimisă la Iași a primit sprijinul guvernului României, care a trimis detașamentul condus de generalul Iacob Zadic, care trebuie să recunoaștem a avut un aport esențial în evoluția ulterioară politică a provinciei. În cele din urmă, organizarea adunării Congresului General al Bucovinei din 15-28 noiembrie în sala sinodală a Palatului Mitropolitan de la Cernăuți, care avea să reunească reprezentanții atât ai românilor, dar și ai polonezilor, ai germanilor și ai rutenilor. Au participat inclusiv primari din localități cu populație majoritar ruteană, dar punctul de vedere al românilor a fost cel care s-a impus și, așa cum știm cu toții, Congresul a proclamat unirea necondiționată și pe vecie a României, a Bucovinei, în hotarele sale cu România. 28 noiembrie a devenit așadar o dată istorică, o sărbătoare pe care România trebuie să-și o sărbătorească așa cum se cuvine, cu atât mai mult noi bucovinenii, cei care trăim în această regiune, în această provincie, așa cum ne place nouă să spunem, binecuvântată de Dumnezeu cu tot ceea ce este frumos. De aceea, este firesc, este normal să ne bucurăm de această sărbătoare a noastră, 28 noiembrie, data sfântă în calendarul istoriei Bucovinei, a revenirii Bucovinei la patria mamă. Proces logic și legic, acela al unirii Bucovinei cu România, a beneficiat așadar de aportul partizanilor și artizanilor unirii, pe care merită să-i menționăm încă o dată, în frunte cu Iancu Flondor, dar și ceilalți, Ion Nistor, Dionisie Bejan, Sextil Pușcariu, Vasile Botnărescu, care au militat și au reușit să facă ceea ce și-au dorit, și anume unirea Bucovinei cu România. La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, România! Secretar general al Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina. Mulțumesc!
domnule primar, onorați oaspeți, dragi bucovinei, îmi revine onoarea și misiunea de a vă transmite cele mai bune gânduri din partea Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, societate înființată în 1862 la Cernăuți. Mesajul meu nu poate fi decât unul foarte emoțional. E o zi în care suntem uimiți de Bucovina. Să fii uimit de viață înseamnă să crezi în lucrurile pe care le faci. Să nu faci în zilă, să nu faci pentru că trebuie, să nu faci pentru că ești captiv în conjunctură. Să fii uimit de viață înseamnă să dai sens, să fii ca o lumină după care merg alții, să ai entuziasm, să ai emoții. Iar tu, Bucovina, ești pentru noi veșnica emoție. Tu, Bucovina, nu porți cizme de vac, nu ești cochetă ca o doamnă de lume. Ai rămas în opinci, cu părul pletit în codițe, cu mâinile mici care nu vor purta niciodată inele. Ești cântecul pe care l-am auzit târziu, într-o noapte, pe străzile din Rădăuți, care duceau la Baia Evreiască și la căsuțele de tuș din străzile Pâniei și Cărămidărie. La mulți ani, Bucovina, te iubim, așa să ne ajute Dumnezeu. Pe domnul primar Bogdan Andrei Loghi. Bună ziua tuturor, preacucernici părinți, domnule subprefect, dragi cadre didactice care astăzi sunteți alături de noi, stimați reprezentanți și conducători ai instituțiilor statului român, dragi bucovineni și nu în ultimul rând, stimați frați sau colegi primari din Bucovina. Mă bucur foarte mult să ne aflăm astăzi aici într-o conjunctură extraordinară, încărcată de o foarte mare însemnătate, în care nu trebuie decât să înțelegem că cel mai important, cu toate problemele care ne înconjoară în zilele noastre, este acea unitate. Știți, totdeauna ne gândim foarte atent ce spunem, pentru că tot ce spunem ca reprezentanți ai orașelor de unde suntem, va rămâne în istorie, ne place sau nu ne place. Dar adevărul este că noi trebuie să fim cu toții uniți. Și stăteam așa și mă gândeam, oare mai trebuie să treacă 105 ani să ne dăm seama că cel mai important ar fi ca după aceste manifestări să mâncăm cu toții dintr-un blic, oricât de umil ar fi, sau să facem concurență confiscând însemnătatea zilelor pe care le cinstim. Eu sper că maturitatea noastră va câștiga în final și că atunci când ne vom întâlni oriunde, pe stradă sau la alte activități, să ne strângem mâna curat și să ne gândim că s-au făcut eforturi extraordinare ca noi astăzi să fim astăzi aici. La mulți ani, Bucovina! La mulți ani, dragi bucovineni! Urmează depunerea de coroane și jertfe. Din Bucovina, Afacerilor interne.
municipal Rădăuți. Partidul Național Creștin și Democrat. Partidul Național Democrat. Partidul Național Democrat. Partidul Social Democrat. Thank you.
Thank you.
program artistic. Vă mulțumim, urmează momentul artistic. Invităm corul gimnazial din cadrul Colegiului Național Eudoxiu Burmuzache, coordonator profesor Vasile Mucea. Cântă cucu, bată-l vina, de răsună-n Bucovina. Cântă cucu, bată-l vina, de răsună-n Bucovina. Măi, la fereastră,
vă mulțumim. Urmează corul Timoteos din cadrul Colegiului Tehnic Rădăuți. Coordonator, profesor Elisabeta Marici. Să vă mulțumim.
Măi române, om frumos, nu te mai uita în jos, uită-te în sus, că-ți o fi ajuns. Stai cu fața către soare, că țineam cumva o floare, iar de ne-o fost de am împins de Thank you.
Thank you.
frumos! Cara,
cu noi la zi de mare sărbătoare. Tineri minunați și talentați care vor duce mai departe zestrea neamului din aici în față cu emoție și vor să ajungă la inimile dumneavoastră. Teodora Isopescu va cânta Bătrâneasca și Roata, iar Florin Jurable un joc mare la trompetă. Haideți să-i primim cu aplauze și la mulți ani, dragi bucovineni, la mulți ani, dragă Bucovina! Aici în fața dumneavoastră pe domnul primar Bogdan Loghin pentru a vă ura câteva vorbe frumoase de ziua Bucovinei. Aveți cuvântul. Nu vreau decât să vă urez tot binele din lume și să vă simțiți cât mai bine, chiar dacă frigul văd că încet, încet pune stăpânire peste zona noastră. Mulțumesc tuturor invitaților, tocmai au plecat și o parte din domnii primari care duc greul localităților din jurul Rădăuțului și vreau să vă spun că activitățile nu se vor finaliza aici, vor apărea și alte surprize în municipiul nostru la care vă așteptăm cu drag. Mulțumesc și la mulți ani tuturor bucovinenilor!